Hai, noroc. Hai, noroc. Ce face fratele meu? Ia loc, te rog. Hai, mă, zi. Hai, bă, te rog eu frumos, te rog frumos. Ia loc, că nu așa. Ia, să te servesc cu ceva, o grisină, o măslină, un parizor, o salată de biof, imediat încropești ceva, dacă e. Acă, nu, zi, că în două secunde știi cum am imediat am, bă. Zi, mă, zi, că mă grăbesc, zi. Mă, dar de ce mi le tăi tu așa că șeptarul? Eu vreau să te omenesc, înțelegi, să vezi că nu sunt doar pe interes și tu mi le tai așa, dar chiar așa de tare te-am supărat. Nu m-ai supărat, mă, Gianni, mă, dar ce mă e, mă, cu grisine, cu măsline, cu salată de beof, auzi? Știu că n-ai, mă, niciuna din astea. Poate să-mi dai o cană de apă maxim și și aia caldă, că nu cred că ai rece. Hai, zic că ziceai că e ceva important. Bă, chiar e, chiar e. Ia, vină cu mine, să vezi. Ha? Ia. Ce? Ce vezi? Uite-și. Bam! Ha? Curtea ta din spate. Frumoasă. Ai uitat să dai cu ruj. N-am înțeles. Să dai cu ruj, cu oja, să-i pui părbul pe bigudiuri. Nu trebuie să dau pământul cu ruj, mă, ce-i? Păi de la tine mă aștept la orice, mă. Bă, brunzoi, deci mă enervez. Deci dacă nu avea nevoie de tine să dau mușută curte, te dam afară din curte, mă. Ce dracu mă ia și de la mișto? Păi dar cine a început, mă? Ha? Cum adică să fie o bucată pământ frumoasă? Păi ce, o duci la mis? O bucată pământ e pământ, mă, și atâta. Păi dacă vrei să o duci la mis, da, zic, dă-o cu oja, fă-i părul pe bigudiuri, fă-i nu știu ce, sau vrei să o măriți, cumpără o roche frumos. Da, gata, mă, calmează-te, ce te enervezi așa? Păi cum să nu mă enervez, bă, când mă uit la pământul ăsta, bă? Când mă uit la el, cum l-ai lăsat nemuncit, mă ia cu inima și cu capul, mă, haleră ce ești. Nu vezi că l-ai lăsat prloagă? Uite-mă, exact aici vreau să te aduc. Ești exact pe faleza mea, fii atent când te uiți la terenul ăsta. Ce vezi pe el? Porumb, grâu, roșii, castraveți, ce, cum o vezi? Ce să, orice, de ce? Ei, fii atent, eu zic, dar nu mai zici la nimeni că mă fac de râs. A. Vreau să mă apuc de muncă. Ce, mă? Mă fac agricultor. Că am auzit că se plătește bine. Pă bun! Cum adică, mă, să te apuci de muncă? Păi am două mâini, am două picioare, de ce să nu mă apuc, mă, pe bune acum? Bă, Gianni, tu cu munca ești ca apa cu uleiul, mă, ești fix împotriva ei. Ia, stai cu minte, că asta a fost odată, acum s-a schimbat calimera, nu mai e ce a fost, nu mai e. A, de ce, mă? De ce, mă? Păi tu ai văzut că s-a făcut pufuleții, mă? Nu, n-am văzut că eu nu servesc pufuleți. Păi lasă că zic eu, s-a făcut aproape 2 lei, bă, băiatule. Și? Păi cum știi, mă, ți se pare normal? Păi aproape cât era pate odată. Păi dacă o ține în ritmul ăsta, unde ajunge, mă, nene? O să fie pufuleții cu Loganul. Ce vrem? Eu nu știu în ce vremuri trăim aici, mă, că nu-mi convine deloc. Păi, mă, așa că mai omorâm, mă. Cum adică pufuleții, Loganul, pateu, mai... Nebunule, eu spun toate astea ca să aduc aminte că s-a scumpit toate, mă, că de-aia mă apuc eu de muncă. Pentru că îmi place mie munca. Nu eu l-aș lua pe ăla care a făcut munca și cu munca, înțelegi? Aș băga într-o peșteră, aș pune un bolovan din la mare, ciment și aș bloca acolo 100 de ani. Că s-a scupit curentul, gazul, s-a scupit toate ca la balamuc. Și eu stau cu frumusețea asta de teren, uite și tu ce aici și nu fac nimic cu ea, mă. Da, mă, Gianni, dar să știi că munca e grea. Ia uite-mă și foame e ușor de dus. Fii atent ce vreau să pun de aici, din gardul ăsta frumos, până la lac acolo mă duc cu ea. Chiar, mă, ce vrei? Banane, mă. Banane. Deci pe rânduri așa frumos, înțelegi? Palmi iertată și banan. Și aia a fost. Rum normă. Cum mă să pui banane, mă? Tu e sănătos la cap? Nu se poate, bă, dacă se putea, nu puneam eu. T-ai pus, mă, vreodată? Nu. Ia uite-l. Păi dacă n-ai pus niciodată, de unde știi tu că nu se poate, nebunule? Bă, Gianni, tu nu înțelegi, bă, că la noi nu crește bananul? Că nu vrei tu, sau care treabă? Nu, mă, că-i frig. Nu-i ajută clima. La noi nu stă bananul, pentru că atunci când facem muguri, vine frigul și nu rezistă, mă, că nu sunt învățați. Bă, tu te-ai mai uitat la televizor în ultima vreme, mă? Da, mă, m-am uitat. Bun, și în afară de desenele alea animate la care te uiți tu, ai mai văzut altceva? Bă, mă, e la mișto, hai că am plecat. Bă, nu mă stai, hai mă, nebune, pleci. Stai că vorbesc serios, tu n-ai auzit, mă, că strigă ăștia peste tot, că o să se inverseze încălzirea aia globală, că unde era cald o să fie frig, că unde era frig o să fie cald, că o să o topească dracu gheața aia de la poli, o să ne trezim cu urșia polar peste noi și ce o să facă urșia aia? O să ducă la babele cu cerbul carpatic să stai acolo ca frați.
Bă, Geni, tu ai băut ceva? Bă, tu n-ai băut, tu n-ai văzut, mă, că N-August să topește tabla pe casă, mă, că zici că ești în cuptor. Tu n-ai văzut că ăștia când se duc la pescuit să dau cu cremă de aia de soare? Ba, asta da. Păi acum te întreb, pe vremea noastră, să dădea cineva cu cremă, mă? Nu, mă, niciunul. Păi asta știi de ce? Că nu era soarele ăsta de acum, care soarele ăsta de acum e pervers, te bombardează cu radiații de alea, deci are dreptate ea cu clima. Deci o să vezi că o să dispară prunii, bă, băiatule, că o să fie prea cald și o să trăiască să punem banane. Deci ascultă la mine, o să trăiască să punem banane. Da, mă, dar peste 100 de ani, nu acum. Păi și ce are, mă, dacă eu mă apuc de acum, mă? Are, mă, că mi-ai mâncat timpul cu prostiile tale. Hai că am plecat, pa! Stai, mă, Brânzoi, mă, să băunt! Mă, lasă să vorbesc singur, bă, Brânzoi! Stai, mă! Bă, Brânzoi, stai, mă! Bă, lasă-mă cu prostiile tale, mă! Nu lua, mă, așa, mă! Ce să nu iau așa, mă? Calmează-te, mă! Bă, termină, mă, auzi, să pui banani! Bă, dar gata, nu m-ai convins! Nu mai punem o banane, punem roșii, punem castraveți, punem ceapă, ce vrei, dar stai, bă, să facem un plan! Dă-te, mă, la o parte, că vreau să plec! Stai, unde pleci, mă, ia-mă și pe mine, mă! Acasă, mă, n-ai ce căuta tu acasă la mine! Păi de ce să te duci acasă, mă, hai să mergem pe la oaie, te cinstezi, mă! Ce, mă, mă, cinstezi tu pe mine? Da! De ce? Păi uite că m-ai ajuns să fiu agricultor din ăsta! Păi de unde ți-a venit ție cheful ăsta așa brus, mă, ca să muncești? De la tine, mă! Cum, mă, de la mine? Te-am visat, bă, nebunule! Iu! Da, hai că să mergem până la oaie și-ți povestesc tot, că nu pot să am secrete cu tine. Hai, dă-te mai așa. Oi, repede. Da, uite că a plecat. Hai, mă, bine. Și așa mi-am pierdut timpul cu tine. Hai, Luc. Hai, noroc. Deci? Deci, ce? Cum a fost visul? A, cu visul! Băi, trebuie... Mamă, mamă, cum a fost! Hai de capă! Deci visul... Fail! Deci se făcea că eu eram mic, știi? Și eu așa mic mergeam pe un câmp mare rău de tot. Și știi cum e? Eu mic. Câmpul ăla mare rău de tot, că ți-am zis că era mare, mare, mă, deci cum vedeai orizontul așa cu norii aia. Și cât de mic erai? Mic, mic, 10-11 ani, așa, gen clasa 1, pe acolo, știi? Cum, mă, tu ai făcut clasa 1 la 11 ani? Dar, mă, nu contează că n-am făcut-o, mă, ce contează, zic, bă, ce, era câmpul mare, bă, și cât de mare era, mare rău de tot, și eu mic, ți-am zis, că eram mic eu, și mergeam pe câmpul ăla mare, așa. Auzi, și era vară? Vară, da, vară. Sau iarnă? Vară, nu, era vară, mă, dar nu mă mai întrerupe, mă, că, bune, lasă-mă să zic până la cap. Hai, zi. Hai, fiat. Deci, cum să ai, câmpul era mare, bă, și eu mergeam, ba, știi? Câmpul, și aici mi-am dat eu seama că e vară, bă. Și m-a apucat o sete, hai de cap, sete rău de tot, înțelegi? Și n-avea nimic, nicio bere acolo, să-mi mui și eu buzele, era. Tu, mă, bere la 11 ani? Păi era vis, știi, că, na, știi cum e în vis, că nu controlezi tu, știi, visezi și atât. Bă, deci am era o sete, bă, băiatul, deci simțeam cum să usucă oasele mine, bă, băiat. Înțelegi, de nu mai aveam glas, aveam gura uscată, deci dinții moi. Dinți moi? Da, de la soare se topiseră aproape de tot, deci și aici, cum stăteam eu așa întins, că am uitat să zic, deci nu mai simțeam picioarele, nu mai puteam sta în picioare. Și m-am întins ca și zis, gata, gen. Și aici, cine crezi tu că a apărut? Cine, mă? Un înger. Hai, un înger. Un înger, bă, băiatul a venit cu aripile lui mari, știi? Cu un nor, avea un nor pe aripile lui, a venit așa și cu mânuțele alea mici, a luat norișorul ăla și l-a stors, bă, băiatule, direct la mine în gură, norișorul. Și dă-i, știi că m-a... Frumos, dar ai liniștit că de aici e și mai frumos. Că cine crezi tu că era îngerul? Cine? Tu, mă! Tu cu... Brânzoi un înger, mă? Da, mă, deci cum îl vezi, dar numai că avea aripi mari, glorioase. Erai, ce vorbești, pe cer direct erai. Băi, Brânzoi, cer scuze că mă bag în seama, dar mă plixeam cu telefonul ăsta. Auzi, mă, Gian, are să-ți dea bani, mă? Yeah. Zi, are să-ți dea bani de te împrăbădește în halul ăsta? A? Ce-a fost asta, mă? Ce treabă ai tu că l-am visat eu pe Brânzoi înger? Te obțiști că nu te-am visat pe tine, este... Mă, lasă pe pupatul ăsta în fund, că se vede de la o poște, mă, că ce-ai spui pe gură e vrăjeală de asta, de discotecă. Zi, mă, are Gianni să-ți dea bani și nu mai știe cum să te pire ca să nu mai amâni? Ia, doftiți că nu te-am visat pe tine. Ce, m-am să-ți dau bani? Nu, mă, nu, n-are, mă, să-mi dea bani. Ai văzut?
Ține-o pe asta. Are să-i dea nevastă mea, exact. Dacă nu deja i-a dat. Stai, ce pot să-mi dea, mă, că nu e, nu. Ca să mă ții ocupat, mă, toată ziua aici. Ia uite cum faci. Bă, eu te-am scos acum la o bere și tu mă iei cu de-astea pe bune, că e de... Ce, mă, nu crezi că știu că nevastă mi-a schimbat acum mobila în bucătărie? Ce mobilă, mă, că nu știu, mă, nu. Nu știi? Hai că mă duc acasă. Stai, mă, bă, stai, mă, bro, unde te duci acasă, mă, când strici toată combinația pe bune acum? Deci recunoști. Da, mă, recunosc, că așa e, dar de unde știai, mă? Știu, mă, că de fapt e combinația mea. Navasă. E greu, bă, Gianni, cu nevasta care nu muncește. Nu-i așa, Vasile? E, știi și tu, de când erai cu Manuela, că și aia cheltuia fix ca nevasta mea, nu se mai oprea. Păi de-aia și pleca, mă, că i-am închis robinetul. Băi, bă, eu nu vreau să plece, dar nici să stea robinetul deschis non-stop. Nu înțeleg, mă. Cum, mă, nu înțelegi, mă? Ea când cheltuiește, cheltuiește banii mei, că ea nu muncește. Tot banii mei sunt, ai înțeles? Aha, și? Și, ți-am zis, nu vreau să plece. Dar s-o fac să cheltuiască așa, mai cu bun simț, mai cu măsură, mai cu frică. Acum are dreptate. Că mobila de la bucătărie trebuie schimbată, că e veche. Nu mai stă nici în balamale, e vai de mama ei. Și tot un an așa mă cer cu ea, mă bârie la cap că a găsit ea mobilă nouă de bucătărie în București cu 3.000 de euro. 3.000 de euro pe o glăgie de bani, mă. Păi da, mă, așa am zis și eu. De-aia zice că nu e mult. Păi normal că nu e mult dacă nu-i muncești tu. Dar e mult dacă îi muncesc eu. Mă înțelegi? Și am găsit pe unul la Slobozia care face fix aceeași mobilă, dar ce să vezi? Cu 3.000 de lei. Fai de cap, mă, și mai mult, mă? Lasă-o așa, Gianni. Mă, dacă îi ziceam pe direct, zicea că sunt zgârcit. Așa că am spus ăla de la Slobozia să treacă pe la mine chipurile care treabă cu mine. A venit omul acum o lună și l-a lăsat să bage în vorbă cu nevastă mea. Ala de în vorbă, în vorbă, îi spune eu fac și mobilă. Nevastă mea zice de acolo, la vreau și eu una, îmi faci? Ăla zice da. Bă, și i-am lăsat să vorbească toată noaptea. Și dimineața a venit nevastă mea bucuroasă la mine și a zis că i-a făcut ăla și un discount. Da, bă, și acum, după amiaza asta, vine cu ăla de la Slobozia cu mobila, că a plecat de dimineață, că a zis că poate îi mai face un discount. Și acum tu îți dai seama, ei sunt acasă la mine, în bucătărie, aranjează mobila pe pereți, pe colțuri, pe unde o pună, o aranjează, o rearanjează, ca să fie bine, frumos. Bă, și când ajung o să spună nevastă mea, Brânzoia, acum n-am ce să-ți fac, plătește mobila, ia uite ce frumoasă e. Ea zice că nu știu, dar eu știu, dar acum ce să fac, o plătesc, că nici mie nu mai îmi plăcea aia veche. Bă, dar una e să plătești 3.000 de lei cu discount și nu 3.000 de euro. Nu-i așa, Vasile? Bravo, Brunzoi. De data asta ți-a ieșit atât. Bă, dar ce să zic, ieri tot așa, am bârâit-o și eu un pic cu nervii. Că toată ziua am spus, Brânzoi, dar tu mine ce faci, n-ai și tu treabă, nu pleci tu de acasă, nu te duci tu până la câmp, nu te duci tu până la vie, până la pădure. Și atunci ai sunat tu și mi-am dat eu seama că ești mână-mână cu nevastă-mea, că m-ai întrebat dacă nu știu ce treabă ai tu cu mine. A? Cât ți-a dat, mă? 20 de lei. Oprește, mă, ține, că fac eu cinste. Ba nu. Stai, mă, cum adică nu? Mă, lasă-mă, dacă vreau să mă cinstească, lasă-mă mă cinstească. Ia uite-l. Vă cinstesc eu pe amândoi, mă. A. De ce? Lasă, ia, de ce îl întreb de ce, mă? Lasă, dacă vreau să ne cinstească, lasă-mi să ne cinstesc. Și de ce, Brânzoi? Că m-ai surprins plăcut, bă, băiatule. Răspund, deci planul tău e de nota 100, mă. Nu mă așteptam. Bravo ție, mă. Și eu la fel, mă. Deci, de mult mi s-a mai întâmplat asta să certe doi ca să-mi facă cinste. Ce de mult, mă? Niciodată nu mi s-a întâmplat. Dar acum vă întreb și eu, nu vi s-a făcut puțin foame? Nu vreți să băgăm și noi niște mici, așa? Ba da, ba da, dar micii, dar eu numai dacă îi povestești lui Vasile, cum ai vrut tu, mă, să plantezi la noi în servinți banane? Vezi ce i-a trecut în cap. Deci vrei de la începutul începutului? Da. Bun, deci fii atent. Eu m-am născut în anul... Eu mai de urmă, fii atent. Deci eu când m-am născut, eram mic. Și câmpul mare, că ți-am zis. Deci câmpul era mare rău de tot, bă, băiat.